Bună ziua, dragi prieteni! Ochiul atât de fascinant, despre care se spune că este fereastra sufletului. Atât de fascinanți, atât de misterioși, culoarea lor, o adevărată minune, o creație a lui Dumnezeu. Unii spun că această culoare a irisului stabilește personalitatea unui om. Poate că da, poate că nu, dar întotdeauna vom fi fascinați de ochi. Când privim o persoană, prima dată privim ochiul, ne uităm în ochii lor. Și tot ochii ne spun dacă cineva minte, când își întoarce privirea și le întrebăm ceva, sau dacă ne privește direct în ochi. Așa că m-am hotărât să creez aceste tablouri gen iris. Am folosit culori diverse, foarte simplu, am introdus și vopsea aurie, așa că atunci când aprind lumina, arată superb. Se realizează foarte ușor și, cum v-am spus, nu trebuie să avem un talent ieșit din comun la pictură ca să realizăm lucruri extraordinare. Extraordinar de frumoase. Cum ați văzut, tablourile noastre decorative aveau și o ramă, așa că o să aveți nevoie de două foi de bloc de desen sau două bucăți de carton. Stabiliți centrul foarte ușor, făcând un semn pe carton. Facem rama întâi ca să fie făcută. Faceți un X la mijloc. Faceți un X la mijloc ca să aveți punctul de pornire și să decupați cercul la dimensiunea pe care o doriți, mai mare sau mai mic. Cu ajutorul unui compas, a unui capac, a unui bol, nu are importanță. Eu folosesc de obicei un capac rotund. Veniți, cum eu de fapt am decupat unul înainte, după ce l-ați desenat, decât îl decupați frumos cu foarfeca și o să obțineți această formă. Bineînțeles, puteți face orice formă. Rombică, dreptunghiulară, pătrată, rămâne la alegerea dumneavoastră. Acesta este rama care va veni deasupra. Deci am desenat pe spate, pe față este lucios. Decupăm. Partea lucioasă va veni în față, partea mată o vom lipi pe tablou. Am să iau un tablou din cele pe care le-am realizat data trecută când am făcut acel triptic cu lumini foarte frumos, care nu-l mai am din păcate, l-am făcut cadou și venim cu această ramă și o lipim. Dar hai să vă arăt cum facem irisul. La iris vom proceda la fel, dar pe partea lucioasă, pentru că aici vom picta. Vom stabili din nou centrul, la fel cu o riglă, n-aveți o riglă, nu e nicio problemă. Luați o carte sau o revistă sau o stinghie, cum folosesc eu. Stabilim centrul. După ce am stabilit centrul, cu un pahar, în cazul meu, am să folosesc acest capac de la spray. Am să stabilesc mijlocul irisului. Iar aici voi folosi, bineînțeles, negru. Iar acest punct de lucru mă va ajuta foarte mult, că de aici voi veni cu toate culorile de care am nevoie ca să desenez irisul. Pahară cu apă, pensula și un șervețel din când în când să mai ștergem culorile. Deci prima dată o să desenăm irisul.
O să-mi fie destul de greu să desenez pe sub camera de luat vederi. Dar am să încerc. Mișcările sunt un pic limitate. Nu e nimic. Destabiliți negrul. Acum este de culoare mai deschisă, dar când se va mai usca și veniți a doua oară, va deveni frumos și intens. Și acum, ce culoare de ochi vă plac? Vă place movul? Hai să facem cu mov, cu puțin mov. O să încep cu movul brut care este acum în cutie. Pe urmă o să-l combin cu alte culori și o să fac un mov mai închis, un mov mai deschis. Deci, de la punctul negru, porniți cu raze. La început lat, pe urmă întoarceți pensula și ele se vor subția către margine. Pe partea lată întoarceți și se face linia subțire. Neregulat, pentru că și irisul este neregulat. După ce am făcut cu mov, o să venim și cu negru. Pentru că în orice iris avem și negru. Vă tremură mâna? Nicio problemă. Cu atât mai interesant va deveni modelul. V-am spus, nu trebuie să fiți niște pictori extraordinari ca să concepeți niște tablouri abstracte, să vă creați niște panouri decorative impresionante, chiar impresionante. Acum am să combin puțin mov. Deci am pus un pic de mov. Adaug alb și atunci voi obține o nuanță mai deschisă și vin încă o dată. Vin cu nuanța de mov mai deschisă. Neregulat, cât mai neregulat, pentru că așa este și mai interesant. Vreți și mai deschis? Atunci adăugați mai mult alb. Vreți un mov mai închis? Adăugați negru. O să adăugăm și auriu. Fascinant irisul. Totdeauna când îl privești pe un om în ochi, te fascinează culoarea ochilor și modelul irisului. Am să adaug câteva firișoare galbene. Ca și cum ați desena un soare. Ca și cum aș desena un soare. Nimic ieșit din comun, dar rezultatul este extraordinar. Am adăugat galben, o să-i adăugăm o tentă de portocaliu, nu roșu, ca să devină mai intens. Acum o să adaug auriu, n-am avut vopsea aurie nici, bronz auriu, am un spray auriu de la Crăciun, dar nu îl voi folosi sprayul, ci îl descarc într-un recipient, un borcan, un pahar, orice, n-are importanță, și veniți și adăugați acele fire, firișoare aurii,
care se vor vedea extraordinar de frumos atunci când veți aprinde lumina și o să bată în tabloul dumneavoastră. Credeți-mă, am văzut lucrări de genul acesta care se vând pe mii de dolari. E adevărat că pe dimensiuni mult mai mari, decorează casele celor avuți, panourile decorative sunt mult mai interesante pentru că sunt moderne, le asortez cu mobila, le asortez cu covorul, în funcție de gusturile pe care le ai și care îți plac. Când se va usca acest auriu, va arăta splendid, cum ați văzut și la ceilalți iriși, și pot să adaug câte culori doresc. Las tabloul la uscat și vă arăt cum procedăm. Vom face o agățătoare din acest capac de suc sau puteți să faceți din carton, din ce doriți dumneavoastră. Și îl vom atașa și îl vom lipi pe spatele tabloului. Lipiți-l cu puțin silicon, atâta tot să fie bine centrat ca tabloul să nu se miște. Pentru că mai durează până se usucă irisul nostru, am să vă arăt pe un tablou din cele executate înainte. Veniți cu rama, o lipiți, o centrați bine să fie, o lipiți pe margine și doar o agățăm și e gata. Simplu, ieftin, frumos și de efect, dacă îl puneți chiar pe un perete de culoare mai închisă. Spor la lucru, dragilor, și să ne vedem cu bine! Eu o să continui să termin și celelalte tablouri. Talentați cum sunteți, știu că veți crea lucruri extraordinar de frumoase pentru casa dumneavoastră. O zi bună și multă sănătate!